Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Sfințite Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește, miluiește, mântuiește pe noi. Amin. Luați loc. Veniți cât mai aproape, cât mai în față, să vedeți bine și să auziți bine. Doamne ajută, bună seara, bine ați venit! Spuneam și în alte dăți, cu alte ocazii, că aceste întâlniri duhovnicești sau aceste seri duhovnicești sunt niște prilejuri sau momente de propovăduire și de mărturisire. Și că la ele am invitat diferite personalități, atât din lumea bisericească, teologică, cât și din lumea științifică, medicală, atât clerici, cât și laici sau mireni. Și că aceste întâlniri vrem să fie niște dezbateri vii, active, folositoare și ziditoare de suflet, de minte și de trup. Și iată și în această seară, gândim a face același lucru, urmărim a realiza același lucru, avându-l din nou în mijlocul nostru pe domnul dr. Pavel Chiril. Domnul doctor a fost și anul trecut, îl știți, îl știm, îl cunoaștem și îl recunoaștem. Va vorbi despre tratamentele alternative, despre indicații ale bolilor și despre limitele tratamentelor alternative. În prima parte va fi expunere, în partea a doua va fi dialog. Îi mulțumim din suflet pentru tot ce face, pentru tot ce a făcut. Îi urăm mult spor și de aici încolo să facă în continuare la fel de multe și de binecuvântate lucruri și lucrări. Gândiți-vă numai la hospisul Sfânta Irina de la Voluntari, gândiți-vă la tot Centrul Medical Naturalia, gândiți-vă la toată clinica Nera, de la Mănăstirea Nera, de lângă Mănăstirea Nera, județul Caraș-Severin. Și gândiți-vă la toți anii de activitate profesională ai domniei sale, în care a tămăduit și a pus pe picioare și a vindecat mulți pacienți. Și face acest lucru în continuare, mărturisind în același timp valorile autentice, reale și serioase, unice și adevărate ale bisericii și ale credinței în Dumnezeu. În această lume și în aceste vremuri atât de tulburi și de tulburate, atât de frământate și de răzvrătite, în care nu este ușor să faci acest lucru. Ba din potrivă, devii o persoană expusă, o persoană care trebuie să-ți asumi un risc în acest sens, o persoană care vei fi contestată, care vei fi controversată, care vei fi atacată, însă drumul cel strâmt, pe poarta cea strâmtă ce duce la Dumnezeu, este presărat cu asemenea momente, cu asemenea prilejuri în care suntem chemați să mărturisim, să propovăduim, să avem un comportament apologetic și mărturisitor, unul demn, ferm, vertical, corect și onest, sincer și asumat sau responsabil. A trecut vremea, dacă a fost vreodată, vremea comodității și a confortului în biserică, pentru fiii bisericii. Nu este timp de așa ceva, nu mai este timp de așa ceva. Suntem în momentul în care trebuie să ne trezim și să ne coalizăm și să ne adunăm și să fim împreună mărturisitori și propovăduitori. Nu poate domnul doctor să facă singur, sau Ana Săcrieru să facă singură, sau Mihai Gheorghiu, sau alții să facă singuri. Trebuie să ne adunăm să facem toți la oaltă. Nu poate această parohie, această biserică, părinții de aici nu pot mărturisi singuri, lăsa
nu pot fi lăsați a mărturisi singuri, fiindcă le este greu, vor fi copleșiți de tăvălugul și de avalanșa de atacuri ce vin asupra noastră, din toate părțile, sub toate formele, în modurile cele mai meschine, perverse și perfide. De aceea ne întâlnim la aceste seri duhovnicești, pentru a ne suda într-o comuniune și a ne forma într-o comunitate sfântă și binecuvântată, sub umbrela, dacă vreți, sub cupola, mai bine spus, bisericii, sub cupola bisericii. Și de aceea chemăm toți acești mărturisitori în mijlocul nostru spre a ne fi nouă puncte de reper, modele de viețuire, exemple și pilde în acest sens. În ultima vreme l-ați văzut pe domnul doctor foarte activ cu acțiunea bisericii și a Coaliției pentru Familie vis-a-vis de referendum. Eu unul personal îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în toată această perioadă, fiindcă domnul doctor a fost sus pe metereze, vârf de lance. Să ne ajute bunul Dumnezeu și să-i ajute și domniei sale și nouă tuturor la oaltă și fiecăruia în parte să stăm drepți, să stăm cu frică și cu cutremur înaintea lui Dumnezeu și în același timp cu credință, cu nădejde și cu dragoste, apropiindu-ne de Sfântul Altar și de Biserică, să fim cu adevărat ceea ce trebuie să fim ca și creștini autentici ai Bisericii, nu dintre aceștia de duminică trecuți în statistici, ci dintre aceia, precum părinții noștri și strămoșii noștri, moșii și strămoșii noștri, care unii au fost și alții poate mai așteaptă să fie trecuți în sinaxare și în calendare. Duminica viitoare vom avea iarăși o întâlnire duhovnicească deosebită, tot la orele 18, cu Părintele Protoireu Gheorghe Colțea de la Bran Zărnești, de la Moeciu de Jos, care va vorbi despre, în acest an centenar, va vorbi despre coloana vertebrală a neamului românesc, astăzi. Peste două săptămâni, în 4 noiembrie, dimineața la Sfânta Liturghie va fi aici Părintele Cătălin Dumitrean de la Sibiu, Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia, împreună cu Cenaclul Lumină Lină, care vor da și răspunsurile la strană, la Sfânta Liturghie, în cadrul Sfintei Liturghii, și care mai ales după masa, după amiază la orele 16, am pus la orele 16, fiindcă la 18 trebuie să încheiem, deoarece ei în seara aceea trebuie să se întoarcă tocmai la Sibiu, la orele 16 vor avea un recital, un spectacol extraordinar aici în biserica noastră, deci peste două săptămâni, pe 4 noiembrie, intitulat Cântecul de reîntregire a României, în care va susține un recital extraordinar Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia, cel care a compus cântecile patriotice Tu Ardeal, Noi suntem români și Măi Ardeal. Vă așteptăm! Iar apoi, pe 18 noiembrie, probabil va fi ultima seară duhovnicească, încă nu știm, însă atunci, la orele 18, va veni în mijlocul nostru Părintele Profesor Vasile Gordon, care va vorbi despre Părintele Constantin Galeriu, Părintele Galeriu de un leat cu țara. De ce de un leat cu țara? Fiindcă Părintele Constantin Galeriu s-a născut la data de 21 noiembrie 1918, deci la 21 noiembrie va împlini 100 de ani de la nașterea sa cea pământească și a trecut la cele veșnice la data de 10 august 2003, la vârsta de 85 de ani, adică în urmă cu 15 ani. Și tot atunci vom marca, vom comemora și cei 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică. Vă așteptăm la toate acestea, vă mulțumim că ați venit în această seară într-un număr încurajator.
contează mult pentru noi ca organizatori, pentru Părintele Paroh, pentru părinții slujitori de aici, fiindcă să știți că și aceste întâlniri se organizează cu trudă, trudă care este și din partea organizatorilor, a oaspeților, a gazdelor, a invitaților, adică din partea tuturor. Vă mulțumim, Doamne ajută, bine ați venit în mijlocul nostru. Stați jos, puteți vorbi de jos. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru invitație, frate Estele. Tema aceasta pe care am ales-o împreună cu fratele Stelian este foarte actuală, deși foarte veche, dar foarte actuală și am să vă spun de ce. În primul rând pentru că aceste metode terapeutice de care ne-am propus să vorbim, în ultima vreme au început să fie tot mai contestate și mai atacate în presa, așa să-i spun, nemedicală, dar și în presa medicală. Acum două săptămâni, trei senatori de la USR au propus o lege care a picat din fericire acum trei zile în Senat, prin care homeopatia, o metodă de tratament din categoria tratamentelor naturale, așa, să fie încă nu scoasă din arsenalul terapeutic, dar să se scrie pe cutia de medicamente homeopate ceva ca pe țigări, așa. Acest medicament nu are niciun efect asupra sănătății. Deci, o metodă de a distruge reputația remediului homeopatic, care e veche de 200 de ani. Această metodă a apărut cu 100 de ani înainte de metoda clasică cu care ne tratăm noi la spital, de medicamentele chimice. Și apar tot mai multe cărți și în legătură cu fitoterapia, cu tratamentul din plante, în doză ponderală, așa cum au fost creștințele preluate la popor. Deci este clar o luptă între aceste metode. Nu vorbim de substratul care este în această luptă. Probabil că este unul de natură economică și nu de natură științifică, dar e bine să ne luminăm noi ca să nu cădem într-o capcană. Avantaje și dezavantaje au toate metodele, și cele cu medicamente chimice și cele alternative, cu remedii naturale, dar în loc să conviețuiască și să își capete indicația de elecție fiecare metodă, iată că încep să fie contestate și din asta doar bolnavii pierd. Ei bine, sute, mii de ani, dacă s-o potim de la Ecleziast, mii de ani, acolo e un verset unde spune leacurile omului sunt din pământ și omul înțelept nu se va scârbi de el. Acolo apare prima mențiune a plantelor, a remediilor din plante, a plantelor ca mijloace de tratament. A fost un istoric al medicinei la Cluj, un om renumit, Bologa, care a spus așa, că terapiile naturale sunt ca apele carstice. Se ascund o vreme pentru a ieși mai bogate la suprafață. Cam asta s-a întâmplat cu fitoterapia sau tratamentul cu plante sau cu extracte de plante, mai bine zis. Puțin înainte de anul 1900, știința chimiei a reușit să sintetizeze primul medicament chimic, care se cheamă aspirin. Acesta a fost începutul chimiei de sinteză în medicină. Foarte repede a progresat această știință, pe care noi nu o contestăm, pentru că ea a făcut și mult bine de-a lungul unui secol. Au apărut antibioticele, au apărut antiinflamatoarele, care iau durerea, au
au apărut mai târziu încă și altele, antispasticile, au apărut mai târziu și antineoplazicele, dar cu cât a trecut timpul mai mult, s-au dovedit și limitele acestei metode. În sensul că reacțiile adverse sunt atât de mari, încât de multe ori fac imposibilă folosirea lor. Există o statistică pe site-urile americane care arată că în Statele Unite a treia cauză de mortalitate o reprezintă reacțiile adverse la medicamente. În fața acestei situații reale, atât doctorii, așa, cu conștiință profesională și etică, cât și bolnavii, caută soluții. Și bolnavii nu pot fi împiedicați să caute soluții, pentru că este în joc starea lor de sănătate. Și de aceea, vorbele profesorului Bologa s-au împlinit. La ora actuală, fitoterapia se dezvoltă vertiginos. Mai cu seamă că acum există și metode de analiză foarte performante și pot fi dozate principii active care acum 50 de ani nu se puteau doza. Pe de altă parte, avantajul că nu au reacții adverse, pe altă parte, avantajul că sunt foarte accesibile, avantajul că sunt mai ieftine, fac ca bolnavii, în mod spontan, să caute o metodă blândă, fără reacții adverse. Eu, când am deschis cabinetul actual, acum 25 de ani, am făcut o statistică în cabinet și am întrebat pe fiecare bolnav care este motivația pentru că a venit la un cabinet de terapii blânde alternative. 90% din ei mi-au răspuns că ori din cauza că metoda medicinii oficiale nu a avut efect, ori din cauza că a avut efecte secundare atât de mari în medicamente încât n-am mai putut să le am. Lipsă de efect există și în medicina naturistă. Nu există însă efecte secundare. Doar 10% din populația care a intrat în cabinet, am făcut o statistică pe câțiva ani, doar 10% veneau per prima la cabinet de medicină naturistă la început cu convingerea să nu-și polueze corpul cu medicamente chimice. Restul 90% au venit de nevoie. Cam acesta este nivelul de accesibilitate într-un cabinet de medicină naturistă în România, unde sunt puține cabinete de genul acesta. Acum s-au mai mulțit ceva în ultimii 20 de ani. Dar în Franța, de exemplu, sunt 5.000 de doctori care practică homeopatia. Și principiul, un principiu etic, de altfel, este că în fața unui bolnav, prima dată îl abordează prin remedii homeopate sau fitoterapice și numai dacă nu se vindecă, trece la medicamente chimice. Ei bine, cred că până ajungem noi la gândirea aceasta în practica medicală, va mai curge ceva apă pe Dâmbovița. Pentru că în România încă se practică o polipragmazie foarte mare. Polipragmazie înseamnă consum abuziv de medicamente. Fitoterapia, una din științele acestea alternative, folosește plante din flora spontană sau cultivată, le folosește ca atare, sub forma unor pulverizări care se pun în capsule, sau le folosește ca extracte în apă, în apă și alcool, în vin, în oțet, în uleiuri de calitate, așa, și se bazează principal pe tradițiile etnoiatrice, le numim noi, ale unui folclor medical. Păstrătoare de aceste tradiții sunt în special mănăstirile din partea ortodoxă a lumii. Ei bine,
Care este avantajul, ca să pornim de la titlu, avantajul acestei metode? În primul rând, nu are reacții adverse. În al doilea rând, materia primă a medicamentelor vegetale este foarte accesibilă, sunt răspândite peste tot, uneori calci pe ele și nu știi pe ce comoară calci, pe marginea drumului. După aceea, prelucrarea lor este facilă. Se face într-un laborator cu o aparatură puțină, nu este nevoie de aparatură multă și sofisticată pentru asta. Pot fi folosite și de femeile însărcinate, fără riscuri pentru făt. Pot fi folosite și pentru copilul mic, care e mult mai sensibil la dozele de medicamente chimice. Pot fi folosite și la alergici, pentru că la plante există puține alergii, numai alergia la polen, când se folosește partea florală a unei plante. Și așa mai departe. Indicațiile fitoterapiei sunt ușor diferite de cele ale medicinei oficiale. Aici au efecte bune în distoniile neurovegetative, în ulcere, în hepatite cronice, adică exact acolo unde medicația chimică ar face rău, ar avea reacții adverse și astea nu au. În realitate este o complementaritate între metodele alternative și metodele oficiale. N-ar trebui să fie un război, cum se întâmplă acum. O a doua metodă, despre care lumea știe mai puține, este o metodă numită homeopatie. Veche de când lumea, Hipocrate a vorbit despre ea cu 500 de ani înainte de Hristos, dar a fost reactivată în lume în secolul XVIII, de către un medic german, care a locuit și la Sibiu vreo 2 ani ca secretar al contelui Brückenthal. Ea folosește tot substanțe naturale, dar în diluții foarte mari, pentru că s-a constatat că și diluțiile medicamentelor au efecte terapeutice, nu numai medicamentele în doză mare. Asta se vede și în natură, asta se vede și în chimie, asta se vede și studiind fiziologia și fiziopatologia corpului uman, pentru că în noi circulă hormonii în diluții foarte mari, prostaglandinele în diluții foarte mari, mediatorii de sinapsă nervoasă între neuroni sunt în diluții foarte mari, reacțiile alergice grave de tip șoc anafilactic, mediate printr-o imunoglobulină E, se manifestă la diluții foarte mari. Eu aveam o asistentă când lucram la spitalul de urgență, care doar când deschidea flaconul de penicilină, nici nu îl deschidea, că de fapt perfora dopul cu acul, așa ieșeau câteva molecule de penicilină datorită presiunii interioare și în câteva secunde ea se umplea de o erupție din creștet până în tălpi. Deci la o diluție foarte mare, foarte mare, de o concentrație foarte mică și o diluție foarte mare, corpul îi reacționa. Așa se întâmplă și cu această metodă redescoperită de Samuel Hahnemann, doctorul german din Meissen. Ei, această metodă a fost contestată mai mult decât fitoterapia. Odată s-a spus că diluția e atât de mare încât e imposibil să acționeze asupra corpului meu, dar practica și după aceea experiențe de laborator făcute pe diferite sisteme biologice au demonstrat că nu este așa. După aceea s-a spus că acționează doar efectul placebo acolo, dar faptul că homeopatia influențează metabolismul unei plante, a unui animal, pe scara biologică inferior, care are un sistem nervos foarte puțin dezvoltat, a unui organ izolat, extras dintr-un corp animal. Toate astea dovedesc că nu este vorba de efectul placebo, pentru că aceste sisteme biologice nu funcționează pe efectul placebo și că efectul este real. Este un savant american, a murit el recent,
Bernard Lowe, îl chema, care a descris și o tulburare de ritm în medicina, în cardiologie, care are o carte numită Arta pierdută a vindecării. O carte pentru doctori, ca să mai învețe să consulte ca pe vremuri, că nu era medicina atât de tehnicizată. Și el spune, la ora actuală, în America, care nu iubește, la modul general, terapiile alternative, totuși, în America, sunt 25 de milioane de consultații pe homeopatie în fiecare an. Asta dovedește că, de nevoie sau nu, homeopatia e accesată tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult, și în mod sigur datorită reacțiilor adverse ale medicamentelor chimice sau datorită conștiinței medicale crescute a unui pacient care nu mai vrea să fie poluat de medicamente chimice. Acest război au încercat să-l ducă și useriștii din ziua de astăzi. Au încercat și în alte țări să facă asta, n-au reușit, ca și aici. Au adus niște argumente ușoare, politice mai mult, nu profesionale, așa, încercând să blocheze metoda. Cu cât mai puțină lume are ocazia să acceseze remediile naturiste, cu atât mai multă lume le va accesa pe cele chimice. Și sigur că aici se duce lupta. S-au scris cărți întregi împotriva acestor metode, sperând că lumea se va duce tot mai puțin. Au invocat sfinți din muntele Athos, le-au inventat fraze, au pus în gura lor, care nu sunt, n-au fost adevărate niciodată. S-au tradus unele și în românește. Și așa mai departe. De fapt, în realitate există un ideal terapeutic pentru fiecare pacient și, aș putea spune, chiar și pentru fiecare medic. Sunt unele clinici în lume, dar puține, și în România nu e niciuna care să aibă o astfel de gândire, de practică, în care medicul se specializează în domenii diagnostice înguste, dar învață toate metodele de tratament care există în lume și o aplică pe fiecare în funcție de boala pe care o are bolnavul, în funcție de forma clinică particulară, în funcție de stadiul de evoluție a bolii și de susceptibilitatea bolnavului de a răspunde la o metodă sau alta. Pentru că există și această realitate biologică pe care medicii mai bătrâni au constatat-o, căutându-o sau necăutându-o, dar te lovești de cazuri. Sunt oameni a căror reactivitate biologică este astfel construită că ei răspund numai la diluția infinitesimală, sau răspund numai la o plantă, sau răspund numai la un medicament chimic. Și un doctor care le cunoaște pe toate, numărul global de bolnavi care reușește să ajute este mult mai mare. Ca să vă dau un exemplu, un gastroenterolog, de exemplu, care are o specialitate îngustă din punct de vedere diagnostic. Nu sunt multe boli de care se ocupă, ca un internist, de exemplu, sau așa. El, dacă are de-a face fața lui cu un ulcer, ăsta cel mai bine se rezolvă cu fitoterapia. Dacă are de-a face cu o colică abdominală, se poate rezolva cu acupunctura. Dacă are de-a face cu un ulcer perforat, se rezolvă numai cu chirurgia. Dacă are de-a face cu o infecție microbiană, o rectocolită ulcero-hemoragică infectată cu un germen microbian, se rezolvă cu un antibiotic. Și așa mai departe. Asta dovedește odată în plus că metodele în interesul omului nu trebuie să se certe între ele, ci trebuie să conlucreze și medicul să o aplice pe cea care se potrivește cel mai mult bolnavului din fața lui. În teren, ca să spun așa, această practică nu există, pentru că nu există încă niște doctori pregătiți în toate metodele terapeutice.
practice ca să poată să abordeze bolnavul în mod diferențiat. De-a lungul timpului au apărut și alte subspecialități. A apărut în Franța, de exemplu, o metodă numită silvaterapie. Sanatorii plasate în păduri seculare, unde cercetările arată că pe un metru cub de aer dintr-o pădure de conifere există mai puțin microb decât în cea mai performantă sală de operație, unde se sterilizează aerul cu metode fizice. Și acolo, ca tratamente, se folosește aerul, se folosește apa, se folosește seva arborilor, se folosesc frunzele, se folosesc crengile copacilor, din toate se poate face cât un remediu, se folosesc flora din pădure, care este specifică, se folosește hrana pădurii, fructele pădure și ciupercile care au cea mai mică poluare din tot ce crește pe planetă, așa, și așa mai departe. A mai apărut o disciplină numită mineralterapia. În Elveția s-a dezvoltat mai mult, unde se folosesc diferite clase de, și asocieri de minerale, fie în concentrație mai mare, fie în diluții mici și ele, depinde unde le cauți, așa. După aceea se tot lărgește câmpul acesta. Acupunctura s-a diferențiat și ea foarte mult în auriculoterapie, acupunctură, în rinoacupunctură, pentru că s-au descoperit prin metode empirice observaționale că nu numai corpul întreg are o anumită hartă de stimulare sau de inhibiție a centrilor de pe ea, ci și organele corpului au la rândul lui, urechea, de exemplu, are o hartă de câteva zeci de puncte cu răspunsuri particulare, sau mucoasa nazală și așa mai departe. A apărut terapia florală Bach, care este o invenție a secolului XIX, și așa mai departe. De fapt, la noi în țară, practic, se întâmplă cam așa. Omul încearcă una, alta și încă medicamente chimice, diferite metode, operații și așa mai departe, și dacă nu merge, află el în final, după vreo 10-20 de ani, că există și metodele blânde, naturiste, și hai să meargă și la una din asta. Asta nu e bine întotdeauna, pentru că o boală, cu cât se învechește mai mult, cu atât răspunde mai greu la terapiile alternative. Pentru că terapiile alternative se bazează mult pe reactivitatea corpului, iar reactivitatea se tocește dacă boala evoluează mult în timp. Și de aceea este bine ca bolnavul să înceapă cu terapiile alternative, terapiile blânde, terapiile douce, cum spun francezii. Și dacă nu reușește cu asta, atunci merge la medicina oficială, care folosește, e mai rapidă, mai eficientă din punctul ăsta de vedere, dar în același timp are și reacții adverse, uneori chiar de temut, și e bine să fim prudenți, să nu se ia timp îndelungat până la limita la care încep reacțiile adverse. Dar aceasta este o problemă de cultură medicală, o problemă de nivel așa și de instruire a populației. Există, din păcate, două atitudini diferite. Medicii care practică terapiile alternative nu critică, nu atacă medicina oficială, pentru că și ei au făcut o facultate de acest gen. Nu există un diagnostic particular homeopatic, există pentru prescrierea, alegerea remediului, dar bolile sunt aceleași, indiferent cum le abordez. Și atunci nu-și pot contesta propria medicină. Au însă această conștiință etică
că e bine să încerce prima dată printr-o metodă blândă și dacă nu răspunde prin metode mai dure, nu invers. Aici este problema. Pe de altă parte, colegii doctorii care practică exclusiv medicina chimiei de sinteză au deseori cuvinte critice la adresa medicinilor blânde și sfătuiesc bolnavii să nu apeleze. Asta vedem noi în practică mereu, în relația bolnavului. Ei ne povestesc cam ce pățesc și pe acolo și pe acolo și vedem ce se întâmplă. Iată însă că și oficialii acum încearcă așa să discrediteze medicina alternativă, deși toți doctorii, cel puțin în România, nu știu, în alte țări, în Germania, cred că e mai largă permisivitatea, dar în România toți doctorii specializați pe terapii alternative au făcut o medicină oficială, nici n-ar putea altfel să scrie la un curs decât dacă au o diplomă de medic, așa, și au diplome emise de Ministerul Sănătății. Acum, iată că un reprezentant sau doi, trei reprezentanți ai unui partid care este în Parlament încearcă să conteste metoda la nivel de țară, din Condei. Au fost însă suficiente argumente, am văzut și eu unele formulate de un senator, ca să convingă restul senatorilor să blocheze această inițiativă. Mai sunt și alte metode alternative, mai este și acupunctura, mai este și prezopunctura, mai sunt niște metode de stimulare cu lumină. Toate însă sunt certificate cumva de cercetările științifice. Mai sunt și tratamentele bioenergoterapeutice, unde acolo apar probleme de altă natură. Dacă le trecem prin filtrul dogmei și învățăturii de credință creștin-ortodoxă, începem să ne îndoim, pentru că noi, ca și creștini, credem, îl citim și pe Vasile cel Mare, cu tratatul despre energie, venim la Sfântul Maslu și știm prin învățătură și prin credință că există acolo o energie necreată care lucrează în Sfintele Taine ale Bisericii și o energie creată care lucrează în Universul Biologic și nu numai Universul Biologic, ci și fizic. Prin această energie creată se mișcă astrele, se mișcă stelele, vântul, cerul, apa, se mișcă în scoarța pământului, la suprafața lui, mările, valurile, vânturile. Toate astea sunt efectul unei energii create, iar energia necreată, care vine de la unicul izvor care este Dumnezeu, lucrează în sfintele taine pe care noi le primim în biserică. Bioenergoterapiile nu se încadrează nici într-o parte, nici într-alta. Acolo bioenergoterapeutul spune: eu am o energie care trece prin mine, care vine din cosmos. Dacă îl întreb de ce natură este pe el, nu știu, vine din univers. Eu sunt o baterie și prin mine trece această energie și eu o dau mai departe. Deci, din punct de vedere dogmatic și al învățăturii de credință, începem să ne îndoim de teorie. Ok. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim frumos! Întrebări? Până atunci vă mai reamintesc programul pentru cei care ați venit mai târziu. Programul de aici încolo al Bisericii, al serilor duhovnicești organizate de Parohia Șerban Vodă,
Cum spuneam, duminica viitoare, la orele 18, va fi în mijlocul nostru pentru a doua oară Părintele Protoiereu Gheorghe Colțea, de la Bran Zărnești, din Moieciu de Jos, județul Brașov, care în contextul anului centenar va vorbi despre coloana vertebrală a neamului românesc astăzi. Vă reamintesc că de astăzi, în două săptămâni, dimineața la Sfânta Liturghie și mai ales după masă la orele 16, vom avea în mijlocul nostru cenaclul Lumină Lină, condus de Părintele Cătălin Dumitrean de la Sibiu, în cadrul căruia, intitulat sugestiv Cântec de redeșteptare și reîntregire a României, în cadrul căruia Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia va susține un concert, un recital, un spectacol extraordinar, dumnealui fiind cel care a compus mai multe cântece patriotice, între care Tu Ardeal, Măi Ardeal, Noi Suntem Români. Deci va fi un concert românesc, patriotic, prilejuit de anul centenar. Duminica dimineața la Sfânta Liturghie, dumnealor vor da răspunsurile la strană, în cadrul Sfintei Liturghii, deci peste două săptămâni, duminică 4 noiembrie, iar la orele 16 va fi acest spectacol, acest concert. Repet, l-am pus la orele 16 la rugămințile dumnealor, fiindcă la 18, când se încheie spectacolul, vor să plece, să se întoarcă acasă și au ceva drum până la Sibiu. Mulți dintre ei lucrează și lunea trebuie să fie la serviciu, la datorie. Duminică 18 noiembrie vom avea o altă seară duhovnicească deosebită cu Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Gordon, slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgan aici în București, profesor de omiletică aici la Facultatea de Teologie din București și la Facultatea de Teologie din Cluj, care va vorbi despre Părintele Constantin Galeriu de un leat cu țeara. Vă spuneam că Părintele Galeriu la 21 noiembrie va împlini 100 de ani de la nașterea sa cea pământească și vremelnică, iar pe 10 august a împlinit anul acesta 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică, fiindcă s-a săvârșit într-o cele veșnice la data de 10 august 2003. Vă așteptăm la toate aceste evenimente, la toate aceste momente, căci așa ne găsim rostul și noima sau folosul sau motivația pentru care noi organizăm aceste întâlniri și seri duhovnicești, care, cum spuneam, se fac cu implicare, cu nevoință, cu trudă din partea tuturora și a oaspeților, a invitaților și a organizatorilor sau gazdelor, adică a bisericii sau parohiei Șerban Vodă de aici din București. Sunt convins că aveți adresați întrebări domnului dr. Pavel Chirilă, de care am uitat să vă spun că este cel care a întemeiat, după Revoluția din 89, deci în anii 90, a întemeiat în România primul spital creștin din România, Spitalul Cristiana, la care între alții s-au tratat mari personalități ale vieții noastre culturale și bisericești, între care Petre Țuțea, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae și așa mai departe. Acum domnul dr. Pavel Chiril se ocupă de hospisul Sfânta Irina de la Voluntari, de Centrul Medical Naturalia și pune pe picioare, deja este în curs de finalizare, clinica de la Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin. Întrebări. Poftiți. Vă dau un microfon.
înțeles, vă explic imediat. Da. Mulțumim. Nu este specialitatea mea asta, dar atâta cât îmi permite cultura medicală generală a unui medic să înțeleg, m-a preocupat și cred că am înțeles principiul. Suprafața corpului, tegumentul, având zone alternative, sensibile, mai puțin sensibile, care trezesc efecte de excitație, care trezesc efecte de inhibiție în corpul omenesc, dar asta au toți oamenii, nu contează ce religie au. Aplicarea lor, a acestor zone, determină efecte în partea viscerală a corpului, în organele interne. Și asta nu are legătură cu absolut nicio religie. Apeși sau nu apeși pe punctul din furculița sternală, o criză de astm bronșic se oprește. Poate să se oprească cu teofilină, care o bagi în venă, poate să se oprească cu alt remediu, poate să se oprească cu un remediu fitoterapic, poate să se oprească cu un amivisnaga, de exemplu, o plantă, dar poate să se oprească și cu înțeparea punctului din furculița sternală. Nu contează că ești ortodox, că ești budist, că ești ateu, că ești... Așa lucrează punctul acesta. Încât, din punctul meu de vedere al acestei metode de tratament, exclusiv al acestei metode, nu e niciun păcat că o folosești. Dacă chinezul încearcă să-ți inducă budismul lui sau religia lui sau să încearcă să spiritualizeze prin conceptul lui religios propriu această tehnică, e altceva, e o greșeală. Nu, sunt niște exagerări. Homeopatia, mai mult decât acupunctura, a trecut prin criticile acestea ale unor monahi, dar nu înseamnă că au avut și dreptate monahi, să nu cădem în... Da. Am avut conferințe și discuții pe tema asta foarte multe. De exemplu, au spus unii monahi din zilele noastre că asupra medicamentelor homeopatice se fac vrăji. Dar la mine, la Naturalia, părintele le sfințește foarte des. S-au spus că medicamentele... Dar nu face nimeni vrăj, le sfințește. Da, doar. Sigur. Da. Deci astea sunt afirmații, nu sunt dovezi. S-a spus, de exemplu, că homeopatia nu e bună pentru că Hahnemann, cât a stat 2 ani la Sibiu, la contele Bruckenthal, l-a primit în loja masonică de Sibiu. Dar dacă, să zicem, iau un exemplu așa, directorul fabricii de penicilină ar fi mason, ați face penicilină sau n-ați face? Cred că ați face la nevoie. Nu are nicio legătură molecula de penicilină cu masoneria lor. Astfel de discuții se duc de mai multă vreme. O parte din ele este un autor neamț, de exemplu, Pfeiffer, care a luat la rând toate metodele medicinei alternative și toate textele au fost îndreptate spre creștini, cu argumente, chipurile duhovnicești, spirituale, etc., ca să nu facă acele metode. Deci era o altă cale de a demonta. Da, cam așa trebuie văzute lucrurile. Antropologia biblică nu specifică nicăieri că punctul din furculița sternală e făcut ca să oprească criza de azi bronșic numai pentru budiști sau numai pentru creștini și că e păcat, că nu. Asta e o, părerea mea, e o vedere îngustă a celor care încearcă să promoveze asta. Știu că ați publicat, ați editat o carte, da, Medicina, da, în Biblie, și cu toate conexiunile scripturistice aflate în, sigur, Biblie versus medicină. Aici, de exemplu, sunt vreo 10 pagini în care toate metodele de tratament sunt trecute prin filtrul dogmei și moralei creștine.
aia da, aia nu, aia da, nu, aici e o îndoială, aici nu este și așa mai departe. Mare parte a cărților publicate de domnul doctor le găsiți accesând site-ul Editurii Cristiana sau librăriile Sofia sau unde au unde are editura Cristiana puncte de desfacere sau de difuzare. Chiar și dacă nu suntem savanți și judecăm pe un bun simț al lucrurilor, dacă eu, că tot am exemplu ăsta, sunt și dacă eu mă sufoc acum dintr-o criză și îmi iau un ac și înțep milimetric aici și îmi trece criza, cu ce l-am supărat pe Hristos sau pe duhovnicul meu sau pe... Nu mi-e clar, nu mi-ar fi clar mie. Dacă ar combate acum un duhovnic, e păcat, au spus că ajungi în iad, au spus unii. Deci, la una din mănăstirile noastre din România, au pus la intrarea în mănăstire, s-a dus o mămică cu un copil de 4 luni să-l împărtășească. Și preotul a întrebat-o la altar, i-ai dat granule homeopate? Da, i-am dat că a fost răcit într-o zi și a trecut. Nu-l împărtășesc, merge afară. Cum vi se pare? Sunt tot felul de excese, de confuzii, de da, doamne, exagerări. Poftiți. Bine. Veniți mai aproape ca să... Mă iertați din cauza rezonanței, n-am înțeles. Poate vorbiți fără microfon. Atunci dați microfon, vorbiți fără microfon. Așa, e mai bine. Da. Și boala spirituală, acum, boala da, am înțeles ce vreți să spuneți și parțial vă dau dreptate și vă și explic de ce parțial. Există o carte scrisă de Claude Larche. Claude Larche. Se cheamă Teologia Bolii. Larche, L-A-R-C-H-E-T. În această carte găsiți la o anumită pagină 8 cauze pentru care sfinții cei mai mari sunt bolnavi. Exact așa se cheamă subtitlul. Sfinți, nu pot fi, sfințenia lui lor n-a putut fi contestată și totuși erau foarte bolnavi. Deci lucrurile nu sunt așa de simplu și autorul explică de ce acești sfinți sunt foarte bolnavi. Pentru că ei își asumă o parte din durerile și păcatele cetății. Pentru că ei trebuie să dovedească concetățenilor lor, ca un adevărat sfânt, că în ciuda faptului că suferă atât de mult, nu cârtesc și nu-L contestă pe Dumnezeu. Pentru că ei trebuie să fie tot timpul o încurajare pentru ceilalți. Pentru că ei în felul acesta dovedesc că nu-L iubesc pe Dumnezeu pentru vreun avantaj biologic, fizic sau așa, ci pentru că îl iubesc cu adevărat, indiferent că mor, trăiesc, că au piciorul rupt, au fără un ochi și așa mai departe. Deci relația aceasta dintre corp și suflet, eu aș prefera, ca și eu și dumneavoastră, să folosim această expresie a dihotomiei persoanei umane, trup și suflet.
așa apare în Biblie peste tot. Într-un singur loc apare cuvântul Spirit, cu referire tot antropologică. Nu știu dacă putem spune că există un corp spiritual. Aceasta este o gândire luată de la ăsta, de la Veleda, de la antropozofi, de la Rudolf Steiner. Da. El folosește de noțiunea de corp fizic, corp eteric și corp spiritual. Între corpul spiritual și corpul fizic este corpul eteric. Poftiți? Da, pentru un ortodox se folosește cuvântul suflet. Trup și suflet. Și dacă e să facem o interpretare patogenică, adică modul cum se nasc bolile noi, atunci mai bine mergem la un teolog rus, pare rău că îmi scapă numele acum, care a spus așa, deoarece la cădere trupul nu a vrut să asculte de suflet, după cădere sufletul refuză să asculte de Dumnezeu. Și aici se înscriu toate bolile din omenire, aș putea spune. În asta consta, de fapt, marea cădere. Bine. Vă rog. Vedeți că sunt scaune mici sub strâni, sunt practice, lavatabile, aduceți-le și stați. E păcat să stea scaunele goale și cumva să stați pe după icoane. Da, mulțumesc. Cancerul este o boală grea, la ora actuală este a doua cauză de mortalitate în lume, după bolile de inimă, și statisticile previzionează că după anul 2020 vor fi prima cauză de mortalitate în lume. România are locul 1 la mortalitatea prin cancer în context european. Și tot locul 1 la incidența cancerului de plămân, de col uterin, de creier și locul 2 la cancerul de colon și la cancerul de uter, de corp uterin și de ovar. E un fel de monstru care bântuie lumea, Europa mai mult decât alte continente. Statisticile arată că în țările așa zis mai civilizate e cancer mai mult decât în țările mai înapoiate. Cuvântul nu e potrivit, mai puțin dezvoltate, nu știu cum să sau evoluate. Sau evoluate, așa. Fiind o boală grea și evoluând de cele mai multe ori rău, sigur că oamenii și-au pus problema să caute tot timpul și alte leacuri. Până acum vreo 20 de ani s-au experimentat orbește 25.000 de specii de plante, doar o merge vreuna din ele în cancer. Nu s-a găsit una eficientă care să rezolve cancerul. Acum de vreo 10 ani s-au ivit zorile, ca să zic așa. Nu putem pune nici acum mâna pe o plantă care să o iei și să-ți dispară cancerul, dar care să prelungească viața bolnavului de cancer au început să apară, care să-i dea o calitate a vieții mai bună, au început să apară, care să anuleze o parte din efectele secundare ale citostaticilor, au început să apară. Încât sperăm să se întâmple lucrul acesta. Există
un medicament japonez, se cheamă Biobran, care vine și în România și care crește puternic numărul de limfocite T. Exact, limfocitele acelea care luptă cu celulele maligne. Mai există un remediu care vine din Anglia de vreun an de zile, se cheamă Salvestrol, care are efecte citostatice. E un remediu vegetal făcut din niște enzime salvestrolice extrase super, super concentrate din fructele de pădure. Mai există și câteva leacuri românești care se folosesc. Mai există o plantă extrasă din ciuperca de mesteacă numită Inonotus oblicus, din Siberia. O plantă, cei mai în vârstă, știți dumneavoastră sigur, de Alexandru Solzhenitsyn, dizidentul sovietic care a fost 25 de ani în lagăr pentru că a vorbit împotriva comunismului și acolo, în Siberia, un țăran, când a făcut el cancer de colon, i-a spus să mănânce din ciuperca asta de pe mestece, care sunt mulți acolo. El s-a vindecat, după aceea a fost expulzat, după cum știți, în America, unde a mai trăit vreo 20 ceva de ani și când au căzut comunismul, s-a reîntors în Rusia. Pe parcurs s-a oprit în satul în care a început Revoluția franceză, să țină o conferință, a mai reușit să-i supere pe unii și pe acolo, nu erau comuniști, dar erau altceva, așa, și a mai trăit încă în Rusia când s-a repatriat, a murit la 80 și ceva de ani, deci el n-a murit de cancer. Acest medicament numit Chaga, denumirea comercială, Chaga, C-H-A-G-A, se găsește și se folosește la bolnavii cu cancer. Remedii populare, așa să spun, folclorul medical încă neverificat științific, există încă mai multe. Da. Și în Egiptul antic exista. Mă întreabă dacă a apărut boala acum sau e veche. Afectează foarte mult. Foarte mult. Da, sunt câteva reguli minimale. Vi le spun pe loc, e important. Cancerul nu prea poate fi tratat eficient, dar poate fi prevenit foarte bine. Foarte bine. De exemplu, abuzul de zahăr dă cancer. La ora actuală se consumă pe planetă 155 de kilograme de zahăr pe an, pe cap de locuitor. Zahărul distruge flora saprofită a colonului. Zahărul ridică nivelul de estrogen în sânge la femeie, o dezechilibrează față de progesteron și apar cancere în sfera genitală. Pentru că distruge flora saprofită apărătoare a corpului, apar cancere de colon la mari mâncători de zahăr. Și pe lângă alte necazuri care dă zahăr, cu diabet, cu scăderea imunității, cu tot felul, dar e unul din alimentele criminale de pe fața Pământului. Mai mult de un sfert. Poate spre... Vreți să spuneți ceva? Da? Nu, doamnă, hrănesc cu zahăr? Da. Nu. Nu dispare.
Vă explic imediat. Zahăr în stup pun doar falsificatorii. Ei total interzise și ilegal, este și imoral. Imoral, cum vreți. Da. Iar în mierea naturală, să rețineți două aspecte. Unul, că zaharoza este foarte puțină, e cam 3%. Deci, nu comparăm zahărul alb din farfurie, unde este 100% zaharoză, cu 2-3% zaharoză în miere. În al doilea rând, zaharoza, fiind un aliment rafinat și luat el singur în corpul copilului sau al adultului, are un efect devastator și zaharoza din miere, fiind în contextul altor mii de principii active din natură, din miere, nu are efecte secundare. De-aia nici plantele nu au efecte secundare. Dacă noi izolăm atropina din beladonă, din mătrăgbună, cu 20 de fiole de atropină putem omori un om. Dar dacă luăm un fruct de beladonă, îi trebuie câteva zeci de kilograme ca să ajungă la doza mortală. Din cauza că în plantă sunt alte mii de produse care tamponează efectele negative ale principalului produs. Salamurile. Salamurile. De ce? Primul cancer experimental din lume a fost obținut pe șobolan dându-i dimetilnitrozamină, o substanță chimică. Îi dai șobolanului astăzi nitrozamină și peste două săptămâni poți să-l sacrifici, să cercetezi pe el, pentru că are cancer la ficat sigur. De unde se naște această nitrozamină? Odată din cele 28 de milioane de tone de azotat care se toarnă în Europa în fiecare an, că e nucleul nitro, e același, derivă din nitrații din grășământ. Și în al doilea rând, din mezeluri, unde până acum vreo 5 ani, directiva europeană spunea că trebuie puse 150 de miligrame de nitrați în kilogramul de salam, care îi dă culoarea roșie și îl conservă pentru mai multe luni, ca să stea în galantar acolo dacă nu se vinde. Acum 5 ani, directiva europeană a spus, puteți pune și 300 de miligrame, că e ok. Și atunci fabricanții au mărit, bineînțeles că se păstrează mai mult în galantar. În stomac, la un pH acid de 1,8, cum are stomacul, în combinație cu carnea, nitrații aceștia nasc dimetilnitrozamina asta, care e cancerigen. De-aia salamul. Am pacienți care, o doamnă a fost directoare la o fabrică de salam aici. Patronul îi cam obliga. Dimineața salam, la prânz salam, seara salam. Aveau la discreție și ea a făcut cancer de colon. Această relație dintre dimetilnitrozamină și cancer a fost descoperită de Colin Campbell, un nutriționist american, în 1970. Dar din 1970 și până acum, știți care e rezultatul? România consumă cu 23% mai mult salam decât media europeană. Da. Poftiți-i acolo. Teoria lui Hammer este adevărată. Mai precis, ca să fim mai precis, emoția este cauza. Dar Petrețuțea, care a fost internat la noi, cum zicea Stelian, vreo 6 luni până a murit, l-a întrebat odată un student, domnul Țuțea, care e cauza cutării fenomen? Și el a spus, m-aș fi așteptat să mă întrebi care e cauza cauzelor.
Mai există o cauză la această emoție, pe care Hammer a definit-o ca fiind conflictul de separare nerezolvat. Ce înseamnă nerezolvat? Acel conflict de separare la care în urma lui rămâne un resentiment sau o ură a unei persoane față de altă ură. Asta este esența teoriei lui Hammer. Când el avea 40 ceva de ani, băiatul lui a avut sau n-a avut, nu știu, un mic conflict cu un tânăr din Italia și ăla l-a împușcat mortal. El, Hammer, vă spun cum s-a născut teoria lui, care e genială și n-a observat-o nimeni de-a lungul atâtor ani. El a făcut un cancer testicular și soția lui un cancer de sân după tragedia asta. Adică, de ce? Pentru că ei îl urau pe criminal. În momentul când Hammer a ajuns la concluzia și a reușit să nu-l mai urască, el s-a vindecat și a murit la 84 de ani. N-a murit de cancer. De aici a apărut lui teoria pe care timp de aproape 40 de ani a dezvoltat-o, el fiind medic șef de secție de oncologie la Freiburg, și a lansat-o în lume. Din păcate, a fost condamnat de un tribunal german pentru că a sfătuit bolnavii de cancer să nu mai facă citostatice. Și aici i-a supărat atât de tare că i-au spus așa: dacă stai în Germania, faci 3 ani de închisoare. Dacă ieși în afara Uniunii Europene, e cu suspendare. Ceva cam ca la Dej, așa, cam la pauker. Așa, cu domiciliu forțat, cum s-a spune. A murit acum 2 ani sau 3 ani. Merită să studiați teoria lui, că există conflicte de separare între persoane, între soț și soție, între soț și socri, între soț și părinți, între soț și copii, între o persoană și șef, între iubit și iubită, între o persoană și locurile natale, între o persoană și patria natală, și job, și biserică. El a scris, a menționat conflictul de separare dintre om și Dumnezeu și dintre om și preot și dintre om și biserică. Nu a studiat însă foarte mult această temă. Probabil că o să o reluăm noi la Clinica Nera când dăm drumul, și pentru că 10 maici din vizitoarele de la Nera sunt licențiate în psihologie și vom putea lămuri mai bine conflictul de separare dintre bolnav și biserică și Dumnezeu și preot. El însă a mers cu analize profunde. A constatat, de exemplu, că un cancer apărut la o femeie la sânul drept reflectă un conflict de separare cu soțul. La sânul stâng, un conflict de separare nerezolvat cu copiii. Am avut odată soț-soție în cabinet, erau mai în vârstă așa, doamna cu un cancer la sânul drept, și ea a insistat foarte mult așa, să-i spun cauza cancerului ei. Și a spus: doamnă, nu se știe. Sunt tomuri întregi de mii de pagini care s-au scris despre cauzele cancerului și nu s-a putut lămuri problema asta. Și ea zice: eu cred că voi știți, doctore, dar nu vrei matale să-mi spui. Și a insistat atât de mult și i-a spus așa, voalat: dom'le, a fost un doctor neamț care are părerea asta, nu trebuie să o iei chiar 100% așa de bună. Un cancer la sânul drept ar avea o legătură cu un conflict cu soțul. Și ea s-a întors spre soțul ei și i-a spus: două viață îți spun că ai să mă bagi în mormânt. Ai auzit ce a zis domnul doctor?
Deci am greșit. Da. Cei interesați care vor să vă consulte, unde vă pot găsi? Numai la Naturalia, n-am în oraș, acolo la voluntari. În ce stadiu vă aflați? La Naturalia. În voluntari. În ce stadiu vă mai aflați acum cu realizarea clinicii Nera? E un proiect care s-a ridicat până în momentul de față cu enorm de multe piedici. De asta vă și întreb. Da, sunt, sau și de asta. Da, sunt, cum să spun, instructive cumva pentru oameni, pentru doctori care mai vor să facă și ei ceva. A costat mult, am accesat fonduri europene, am accesat și niște fonduri guvernamentale românești, din fericire, aici n-am avut piedici mari. Am avut piedici mari însă din partea presei, dar nu la modul general presa, că presa și biserica are ziariști, are... Și e bine să avem cu toții vigilența asta, că ziariștii nu sunt simpli ziariști. O parte din ei sunt aserviți cuiva, măcar ideologic așa sau moral, nu spun ca altfel, și fac jocurile cuiva. Și atunci s-au străduit câțiva să împiedice ridicarea clinicii Nera. Au scris la guvern minciuni, au fost demontate, iar minciuni iar au fost demontate și când n-au mai avut ce să scrie, au scris guvernului să nu financeze clinica Nera, că dacă se duce doctorul Chirila acolo, doctorii cu care se va duce nu vor face altceva decât să se roage pentru bolnavi. Rest să nu stimuleze o astfel, că guvernul nu trebuie să dea bani pentru rugăciune. Așa se încheia scrisoarea. Da. Acum se construiesc saloanele, adică ultimul tronson, care cred că în 5-6 luni maxim sunt gata și sperăm să deschidem. Știu că ați inaugurat ceva, ați dat drumul la ceva, parcă anul trecut. Nu, am avut un simpozion mai mare acolo, că era corpul principal gata. Așa. Era un anfiteatru mare, frumos acolo, care noi l-am conceput pentru traininguri, pentru conferințe și pentru bolnavi, pentru că noi mergem pe principiul care l-am învățat din altă parte și din propria experiență. Dacă întreb 100 de bolnavi cu cancer care intră la mine în cabinet, ce este cancerul, niciunul nu știe. Dar niciunul, măcar unul, să dea o definiție aproximativă. Ori și psihologia lui Hammer și alții ne învață că dacă bolnavul știe ce este boala lui, e ca și cum ai demasca un inamic. Dispar o serie de anxietăți, de fobii, e mult mai stăpân pe el, moralul e mult mai ridicat și noi vom explica bolnavilor în colectiv acolo, sunt 45 de bolnavi pe serie de recuperare, în felul ăsta și învățăm să lupte cu boala lui, pentru că fără această luptă nu învinge. Înving această boală numai cei care știu să lupte. Domnul Adrian. Uneori se potențează, alteori se împiedică. Dar vă dau un exemplu.
avem sute de hipertensivi în evidență, care își rezolvă hipertensiunea numai prin fitoterapie. Avem și un număr de hipertensivi care nu răspund total la fitoterapie, dar răspund dacă la fitoterapie se adaugă jumătate sau un sfert din doza de medicament chimic. Ceea ce tot este un mare avantaj, pentru că în loc să treacă prin ficatul lui 10-20 de mii de pastile într-o viață, trec numai jumătate sau un sfert. Sau avem bolnavi la care tratamentul de fond este fitoterapic și din când în când, când se enervează, când muncesc mult, au o călătorie grea, mai saltă cu 2-3 cm și atunci ia o pastilă în ziua aia. Și sunt și tratamente mai dure, alopate, cum ar fi citostaticele sau antiinflamatoarele, imunomodulatoarele, unde nu prea merg împreună. Da. Da, poftiți. Sunt în fiecare zi, numai vinerea nu sunt. Poftiți în spate, Olivia. Spate. Despre? Vaccinuri. Doamnă, în medicină nu se poate judeca așa dacă reacțiile adverse depășesc pe cele terapeutice, pentru că omul este unic. Pe o mămică căreia i-a murit copilul după un vaccin, nu interesează dacă la alte mămici n-a murit. Deci nu putem judeca statistic în medicină. Tocmai pentru faptul că persoana umană este unică și nu ne raportăm așa la ceilalți și nici nu merge, pentru că de multe ori noi nu știm, practic nu merge principiul acesta, pentru că noi nu avem niște criterii biologice după care să spunem tu vei face reacții adverse, tu nu vei face. Nu s-a descoperit așa ceva. Vă asumați hotărârea dumneavoastră. Sau îl rugați pe Domnul, există o rugăciune care zice, Doamne, învață-mă să fac voia Ta. Și El atunci vă spune, până a doua zi vă și spune. Întotdeauna e punctual Dumnezeu. Domnule doctor, schimbând puțin registrul discuției, fiindcă suntem la două săptămâni după referendum, ca unul care v-ați implicat, spuneți-ne, așa, ca doctor, ca medic, ce sunteți? Un diagnostic. Un diagnostic, mai ales din perspectiva duhovnicească asupra acestei probleme, asupra lucrurilor. Un diagnostic. De ce n-am ieșit la referendum? Ca să poată să facă biserica tratamentul, nu? Cam așa. Așa. Okay. Da. Sintetic așa, oricât de dureros ar fi, cred că nivelul duhovnicesc al poporului român e foarte jos. Da. Suntem cu garda jos. Nu mă refer la oamenii aceștia care vin de o viață în fiecare sărbătoare la biserică. Am văzut că s-a dat vina pe politică, pe aia. Și alea sunt adevărate. Dar dacă oamenii mergeau la vot, aceia nu mai însemnau nimic pentru succesul referendumului. Însă și faptul că oamenii au crezut diferite zvonuri dovedește că le lipsește discernământul duhovnicesc, care este una din marile virtuți creștine. Da. Toată filocalia vorbește despre darul deosebirii duhurilor. Eu așa văd lucrurile. E adevărat că politicienii, în majoritatea lor, au fost împotriva referendumului, chiar dacă păreau unii din ei că sunt pentru.
în realitate au fost împotrivă majoritatea, în afară de aia câțiva care s-au dus personal să voteze da, în rest, la nivel de instituționalizare, de partide, de asta, au încercat să blocheze. Numai președintele țării a amânat cam cu... Păi și mai cu... Și ce, dacă, altceva și ce dacă s-a dus? Care e problema? Fie că s-a dus, fie că nu s-a dus, referendumul tot s-a pierdut, printre altele și din cauza lui. Pentru că a amânat un an și ceva referendum. Cu mâna lui. Nu vorbesc de ceilalți. Cum, cum? A, mass media, da. Anormal. Vedeți? Doamne, mă iertați că vă spun ceva, dar vă cer iertare din toată inima. Nu fiți așa naivă, doamne. A blocat de 3 ori cu mâna lui ținerea referendumului. Un an jumate ne-a trimis la Curtea Constituțională de 3 ori. Ce, dar putea să nu vină deloc dacă stimula poporul ca să meargă la referendum. Sau măcar dacă nu încurca. Sau măcar dacă nu încurca. Era meritul lui. Doamnă, mă iertați, dumneavoastră sunteți un om, doamnă, sunteți un om în a doua jumătate a vieții. Ca și mine, eu sunt la a treia, probabil. De când știți dumneavoastră că o căsătorie unisex este rea? Trebuia să știți de 2 săptămâni? Știți de când erați mică. Așa este. Că aia e rușine, aia nu-i rușine, aia e rău, aia nu-i... Nu contează aceste 2 săptămâni. Haideți să nu, da. Haideți să nu deviem discuția, să am, nu deviem. Am rugat domnul Stean să pun un diagnostic. Exact. Nu, 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 mai puțin, nu se aude acolo. Mai puțin, nu se aude. Cum să luptăm? Cum să luptăm? Păi, cred că dacă episcopiile în anul 90 ar fi înființat câte 10 școli creștine... Nu mai vorbiți în biserică, vă rugăm. Dacă ascultați, ascultați, dacă nu, nu deranjați. Ar fi făcut 10 școli creștine în fiecare județ... Copiii care aveau atunci 6 ani ar fi avut acum 35 sau 30, 35 și ar fi știut să voteze. Dar școală creștină autentică, nu doar, adică faptul că ne-am luptat atâta pentru ora de religie, vedeți că n-a fost suficient. Credeți că este acesta un bun prilej de resetarea noastră, un moment zero de restartarea noastră? Foarte bine. Din perspectivă duhovnicească, ne concentrăm pe noi, nu pe alții. Pe noi, ce am făcut sau ce n-am făcut noi și ce trebuie să facem sau ce nu trebuie să facem noi. A fost un preot în județul Ilfov, care tipul lui mai temperamentos, așa mai exaltat, și a adunat pe oameni în biserică și a zis, nu homosexualilor. S-au dus toți, s-au pus tampila pe nu. Dacă mai sunt întrebări, vă rog, vă rog. E o întrebare grea asta. Am auzit pe vremea comuniștilor că a început Ceaușescu, chiar înainte de cădere, să facă niște cantine de 5.000 de porți odată. Era un proiect început, dar n-a mai apucat să-l facă. E, acolo vorbeau colegii între noi pe la urgență, că noi vedeam cazuri mai multe, mai diferite, așa, decât alți colegi,
că acolo urmau să pună niște substanțe pentru adormirea reactivității oamenilor, să-i țină mai la pământ, așa, cu gândirea, cu reacția, mai cu seama, cu reacția ei. Reacția e totul. Da. Nu trebuie să fie un popor războinic ca să reușească ceva. Trebuie doar să fie unit. Unit și ferm. Când trebuie. Când trebuie. Și unde trebuie. Odată, probabil că am auzit că s-ar mai fi organizat un referendum pe vremea lui Cuza. Deci, înseamnă că al doilea a venit la 100 și ceva de ani după el. Deci odată la 100 de ani, domnule, ieși la vot acolo, dacă de asta depinde viitorul legilor morale, viitorul copiilor tăi, viitor. Era mare lucru să treacă drumul un sfert de oră. Păi, socotiți între 1958 și 1992, mi se pare, 20 de milioane de chiuretaje. Socotiți o cantitate imensă de pilulă contraceptivă. Socotiți salam mai mult decât orice popor european. Socotiți 37% dintre adulți fumători. De ce e cancerul de plămân primul din Europa? Din cauza asta. Și socotiți faptul că România e singura țară din Europa unde băuturile răcoritoare au în ele benzoat de sodiu, sau aveau, acum nu vreau să mint așa, că nu mai m-am uitat pe sticlă de câțiva ani, oricum nu beau, dar benzoatul de sodiu e scos din toate țările europene pentru că e cancerigen. Socotiți din 2006 și până acum, dublu și după aceea de 4 și după aceea de 6 ori mai mult cancer de tiroidă din cauza iodului adăugat în sare prin hotărâre de guvern. Țin minte când cât v-ați luptat și atunci, da, cu sarea iodată. Problema este așa, că luptele astea la televizor, tot timpul întrebam, domnule, de ce puneți iod în sarea românilor? Că nu înțeleg. Pentru că poporul român este hipotiroidian, îmi răspundeau ei. Are o tiroidă slabă. Am luat statistica națională de la INS, Institutul Național de Statistică, și în România erau 10.000 de bolnavi hipotiroidieni. Și m-am reîntors toată la televizor și le-am spus, nu pentru asta puneți iod, pentru că nu puteți să iodați 20 de milioane de oameni pentru 10.000 care poate să iau o pastilă. Și dacă mă uit la fața voastră, nici nu prea îmi sugerează că v-ar durea de sănătatea poporului român. În fine, am jignit un pic, da. Și cam peste un an m-a sunat Cioloș și a zis, domnul doctor, vreau să-mi faci un studiu privind efectul fierului în pâine. Și sigur că l-am întrebat de ce. Întrebare care mi-au pus-o polițienii la televizor, mie i-am pus-o și eu lui. Și ce am întrebat și eu la guvern. Și mi-au răspuns așa, tu, ca ministru al agriculturii, nu știi că poporul român este anemic, domnule? Dar poporul român nu e anemic. Statisticile arată că nu e anemic. Mai departe, înțelegeți dumneavoastră de ce s-a dat această lege. Da, da. Vă rog, vă rog, concentrați-vă aici și adresați întrebarea. În conceptul de medicină creștină, da, în conceptul de medicină creștină, depresia se cheamă deznădejde și este un păcat. Așa este.
În medicină, deznădejdea se cheamă depresie și este o boală. Cauza principală a bolii, a mecanismului, de fapt, de îmbolnăvire, este pierderea încrederii în Dumnezeu și atunci omul nu mai are pe ce să se sprijine. Este, în principal, o boală a pierderii credinței. Și depresiile grave sunt mai greu de vindecat. Le trebuie o medicație dură, pentru că au tentative de sinucidere și nu se știe când reușește o tentativă de sinucidere. Un an am lucrat la spitalul de urgență numai la tentative de sinucidere. Că pe aia tineri nou veniți acolo, îi dăm prima. Și mulți din ei, după ce săvârșeau tentativa, ziceau, nu vreau să mor, scapă-mă. Și de aceea e o boală frecventă astăzi, că foarte multă lume nu-și mai întemeiază lucrarea lor și pe Domnul. Se poate trata și psihologic, se poate trata și spiritual, se poate trata și cu medicamente, mai greu, medicamentele sunt greu tolerate, scad randamentul intelectual, așa. Da, e o boală a secolului, dar asta e semnificația profundă. Pentru că și lipsa de încredere în Hristos, Domnul, este tot o boală a secolului, un flagel. Vă rog. Poate, dar depinde de psiholog. Hieroteus Vlahos, când a fost odată la mine... Da. M-a chemat mitropolitul Andrei acum o lună jumate să am o întâlnire cu preoții de spital. Preotul de spital trebuie să învețe lecția asta, asistării bolnavului. Sigur că una din cărțile care le-am scris pe domeniu se cheamă Psihologia în textele Sfintei Scripturi, unde am analizat 3000 de versete cu temă psihologică, în afară de cele medicale, care aia, o altă carte, tot vreo 3000 de versete și alea. Totodată îl menționați și pe Hieroteus Vlahos. El mi-a făcut prefața, da. Și el spune că psihologii contemporani au scos cei mai mulți oameni din biserică. Din cauza că sunt atei sau indiferenți religios, n-au să știți că la ora actuală în facultățile de psihologie din România nu învață nimic studenții despre religie și importanța ei în stările psihice ale bolnavului. Chiar le interzice. Le spune că este etic să nu discuți cu bolnavul despre religia lui. Este exact pe dos de cât ar trebui. Da, există și psihologi creștini. Relația... Deci nu, să nu generalizăm, că sunt și psihologie, esența cuvântului, se referă la relația dintre un om și alt om. Iar asistența spirituală se referă la relația dintre om și Dumnezeu. Aia este cercetată de psihologul creștin. Există câțiva psihologi creștini în București foarte buni. Dacă mai sunt întrebări... Vă rog. Bună seara. Vă dau microfon. Fac o trecere mai așa, de fapt, v-aș întreba la mine, credeți
Asta n-am spus-o eu, au spus-o un duhovnic mare. Chiar părintele Efrem din Arizona s-a exprimat pe tema asta. Și alți duhovnici care i-am consultat eu. Credința în Dumnezeu nu poate fi luată decât prin tăierea capului. Până în ultima clipă, dacă vrei să crezi, crezi. Alta e problema însă cu actele biometrice, care nu prea e cunoscută de lume. Acea tehnică numită RFID, prin care dacă aveai un pașaport sau un buletin în buzunar, unul de la 10 metri distanță putea să-ți schimbe identitatea, a fost propusă doar poporului român, ca să rețineți asta. Profesorul Astărăstoaie, șeful Colegiului Medicilor din România, în acea vreme s-a dus în America. Și grănicierul american, când i-a văzut pașaportul, l-a chemat pe colegul lui. Și a zis, vino să vezi un pașaport RFID despre care noi am învățat. Mai mult decât atât, un american, dacă voia să-și facă un astfel de pașaport, nu avea voie, conform legii americane. Până la urmă, Curtea Europeană de Justiție a blocat această tehnică, aceste câteva pașapoarte care s-au făcut în România. Poftiți! Care? Efectele secundare ale tratamentului antidepresiv pe termen lung. Da. Pentru că ficatul este un organ care metabolizează tot ce intră în corpul uman și rinichiul este un organ care excretă toate deșeurile metabolice din corpul uman, aceste două organe sunt afectate primele, prin hepatită cronică sau glomerulonefrită sau nefrită cronică. Mai poate să apară și ulcere pentru că pastila cade pe stomac și majoritatea medicamentelor antidepresive sunt pe cale orală. Mai poate să apară și alergii, mai poate să apară și o scădere a randamentului intelectual, dar în mod paradoxal, că nu vreau să criticăm medicina oficială prea mult, dacă vă uitați în prospectele lor la reacții adverse, de exemplu, există un medicament antidepresiv și la indicații scrie, se indică în depresie. Și la reacții adverse, zice, tentative de sinucidere prin depresie. Cum sună? Da. Vă rog. Apa îmbuteliată. Vă duceți la munte, în Buceci, vă luați o căsuță lângă un izvor și s-a rezolvat problema. Pe planetă este o luptă foarte mare pe tema apei. Sunt studii multe scrise, bătălii pe milioane de euro, miliarde. În România există o apă foarte scumpă, românească. Mai scumpă decât ne-am imaginat noi. S-a adus regele Emirului sau nu știu cine, unul din țările arabe, și l-a rugat pe patron să-i vândă muntele. El n-a vrut. După aia l-a rugat să-i vândă izvorul. N-a vrut nici asta. Și în final l-a rugat să-i vândă apă. Și apă îi vinde. Aici, în România, este vreo 7 lei o sticlă de 700 de mililitri. E o apă care spală un zăcământ de aur și iese la suprafață cu câteva miligrame, nanograme, nu știu, puțin. Dar nu contează că e puțin, că dozele mici au și ele efecte, altele decât ne imaginăm noi.
Se găsește această apă, nu peste tot, dar se cheamă Aurapa. Aurapa, așa cum s-aude. Da. Întrebare acolo, poftiți. Dacă pe viitor se poate preda în facultățile de medicină despre relația dintre medicină și știință. Dintre religie și știință, pardon. Nu cred că, în mod oficial, se va face vreo apropiere între știință și religie, între medicină și religie, așa cum cunoaștem mai spiritul vremii. Și dacă vă uitați în jur și rezultatul de la referendum vă spune chestia asta, că nu se merge în această direcție. Însă, deocamdată, suntem liberi să învățăm noi. Nu, uitați, noi ținem la Fundația Sfânta Irina cam de două ori pe an un curs care se cheamă, de două zile, de dimineața până seara, se cheamă Conceptul de Medicină Creștină. Și am anunțat un curs acum pe 3 noiembrie la Iași. S-au înscris 80 până ieri, ceea ce e un lucru lăudabil. Și doctori, și psihologi, și preoți. Numai așa poate fi învățată, cred eu. Oficial, nu cred. Așa cum cunosc eu și corpul didactic în facultate și cum vedem ce se întâmplă în lume. Și pentru creștinism și ortodoxie trebuie să avem un instrument de lucru. Conceptul de medicină creștină e fundamentat de acum, și în Biblie, și în patristică, și în experiența via bisericii, dar e nevoie să nu ne rătăcim. Am fost dată la un congres în străinătate și am stat la masă cu o argentineană, tot doctoriță și ea. Și m-a întrebat ce credință am eu. Zic, creștin ortodox. Nu auzise. De unde ești? Din România. Nu auzise nici de asta. Așa, parcă eram de pe altă planetă pentru ea. Dar zic, hai să ne lămurim mai practic. Mă întreabă ea pe mine, dacă tu ai un bolnav, te rogi pentru el? Da. Păi cum te rogi? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, vindecă-l pe robul tău cu tare. Dar tu cum faci? După religia ta. Păi zice ea, cine dă boala? Sunt multe cauze. Nu, Doamne, lasă, o dă dracu sau nu o dă? Da, și el. E, atunci eu mă așez în genunchi lângă bolnav și îl rog pe dracu să plece. Ce să-i faci cu asta? Să o școlarizez? Îți ia un an, doi. Era acolo o întrebare. În spate, domnul, din spate. Am văzut 3 cazuri vindecate în viața mea cu diabet de tip 1 la copii, unde se vindecă și mai greu. Unul vindecat de Brent, cred că îl cheamă, directorul sanatoriului de la din Philadelphia, de la Palm Beach, care este un sanatoriu, se cheamă Institutul Hipocrates, profilat pe tratamente alternative. Și 2 le-am văzut în România cu niște copii care au mâncat vreo 6 luni exclusiv vegan și crud. Deci o dietă exagerată, așa, din punctul meu de vedere, cam dură, dar au reușit și au scăpat de diabet insulino-dependent. Nu prea pot toți copiii să țină așa. Altă întrebare? Poftiți! Da. Bună întrebare. Da. Nu sunt cursuri, dar din păcate. Se mai predă pe la... sunt școli de dietoterapie
mai simple, nu ca la medici, dar din fericire toate aceste școli sunt axate pe o dietă naturală. Azi am vorbit cu o doctoriță rezidentă în boli metabolice și de nutriție și i-am pus o singură întrebare, rezidentă anul 4. Vorbesc cu profesorii tăi împotriva zahărului alb? Și nu. De ce să vorbească? Deci a rămas medicina oficială așa, săraca, de pe vremea lui Mincu, care ne-a adunat odată la facultate, eram cadru didactic la facultate de medicină, să înțină o teorie cât de bună e slinina și zahărul. Da. Poftiți. Până să-și cumpere casa la Bucegi. Da. Nu înțeleg ce ar putea face lămâia. Decât că bei și lămâie, dar altfel și bicarbonat. Dacă vă lipsește bicarbonatul din corp, e bună, dar altfel nu înțeleg. Da. A venit odată o doamnă, o pacientă la mine, când mă luptam eu cu sarea odată. Și zice, domnul doctor, de ce te lupți matale cu iodul ăsta, da, domnule? Că ne dă ceva în plus în sare, nu ne ia din sare. Da. Apa filtrată. Doamne, stați la casă sau la bloc? E mai greu. Beți apă îmbuteliată la sticlă. Dar apa filtrată, că sunt acum filtrele acestea instalate, montate la chiuvetă, la robinet. Nu cred să îndepărteze tot clorul din apă. Nu cred. Să laudă ei cu un filtru așa că îndepărtează clorul din apă? Cum? Nu. Apa fiartă e ca o apă moartă, nu e. Nu. E destructurată total. A venit toată un neamț la noi să ne vândă un dispozitiv, un tub, care avea înăuntru niște șicane. Și asta era tot secretul lui și a făcut experiențe pe lanuri întregi, loturi de grâu, de porumb, a demonstrat cum cresc mai bine plantele dacă apa trece prin șicanele astea. Și mi-a spus că el s-a inspirat din natură, că nicăieri în natură nu curge apa printr-o conductă lungă de 10 km, fir întins așa, fără să se lovească de ceva. Mai sunt întrebări? Te rog. În Franța, recent, mai mulți copii născuți de curând s-au născut fără extremități, fără membre. Autoritățile au studiat cazul și au observat că toți erau mamele lucrând pe câmpuri de agricol și în zone diferite din Franța, nu în același loc. Și și-au dat seama că din cauza pesticidelor se întâmplă. Cum credeți că la noi, unde, de câte știu, am fost în țară experiment în câțiva ani, în ce privește dozajul de pesticide din agricultură, cum afectează pesticidele natura, chiar și fauna? Da, e catastrofic, dar avem ce face. Păi, niște măsuri, adică... Păi, măsuri putem lua noi, cei din biserică, de aici, dar guvernul... Invită guvernul aici, astfel. Domnul Cioloș, care a fost atunci, în perioada aia, țin minte... Deci, în 87, eu am scris o carte, primul tratat de terapii naturiste care a apărut la noi. Am centralizat pe fito, pe homeo, pe dietă, pe nu știu ce. Și era domnul Papa Costea, un mare specialist în pedologie. Și l-am rugat și pe el să-mi scrie un capitol despre agricultura bio, că atunci nu știa nimeni nimic despre acest cuvânt măcar. Și el, cam poet așa, zice, așa și-a început capitolul. Omul, într-o fia lui nemărginită, dorește să smulgă cât mai multe roade pământului. Voință critice, dorința de tot mai mult, 7.000 de kilograme la hectar, 8.000, 5.000, tot.
Și mă cheamă redactorul șef la editură și zice, domnule, nu putem publica cartea. Și îmi pune ziarul Scânteia pe masă. Și ea citește ce scrie aici. Ce a zis tovarășul Ceaușescu ieri, când a făcut o vizită în agricultură. Și Ceaușescu zicea așa, să smulgem cât mai multe roade pământul. Dincolo, în manuscris, se ia omul într-o fie a lui nemărginit. Și acum spune tu cine e omul. Și să o publicăm numai dacă aduci un referat de la Ministerul Agriculturii că e în regulă și scoți paragraful. Că altfel te mai întrebam o dată cine e omul într-o fie a lui nemărginit. Directorul ăsta, ce mi-a povestit? Mi-a și dat viza pe loc. A venit la el un american să cumpere brânză. I-a dat o bucată de brânză din Munții Carpați, zonă necolectivizată, pură, nu știu ce. S-a dus la Viena, i-a făcut analiză și a venit înapoi și a zis nu cumpăr pentru că are insecticide organoclorate în ea. Pe românește, insecticidul organoclorat este DTT-ul. El s-a dus în Munții Carpați, în comuna respectivă, a cercetat actele primăriei și a văzut că pășunea fusese stropită o singură dată în urmă cu 20 de ani cu DTT din avion. Deci s-au schimbat 20 de generații de graminee, de ierburi și 2 generații de vaci. Și încă era DTT în brânză. Da. E adevărat, agricultura bio asta face, fără insecticid. Atenție că soia este primul aliment intrat în Europa și în lume modificat genetic. În Europa intră în fiecare an 25 de milioane de tone de soia modificată genetic. Asta e cea mai mare atenție. Pentru că e producție mare, nu știu ce. Da, încheiem. Mulțumindu-i domnului doctor, mulțumindu-i lui Dumnezeu, mulțumindu-vă dumneavoastră, părinților de aici, părintului paroh pentru găzduire, mulțumind într-un cuvânt tuturor pentru toate. Dar asta o viitoare face... mergeți la vot, nu? Putem spune. Da, dar asta o vom face și prin rugăciune, tot așa cu toți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim. Cea pură, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Dumnezeu, Dumnezeu, Sfinții de Bine, doctor, vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Cu bucurie. Seară binecuvântată și săptămână cu spor. Doamne ajută, vă așteptăm și la viitoare la Părintele Gheorghe Colțea și peste două săptămâni la cenacul și spectacolul extraordinar Lumină Lină. Și la celelalte, toate informațiile vis-a-vis de aceste evenimente le găsiți în site-ul parohiei. Și e ceva de plătit? Nu. Parohia Șervan Vodă. E gratuit. Un grup operator și înregistrările și materialele foto, audio, da, video acolo la această conferință sunt postate pe site-ul parohiei noastre. Mulțumim mult! Mergem scaunele și facem obișnuita fotografie de grup. Dar să lăsăm ce frumos! Eu vreau să vin să vă găsesc la... să vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Eu reprezint un pic diaspora și de asta. Am nevoie de dumneavoastră acolo. Am dat-o cadou și la un preot și a fost foarte încurcat. S-a comportat mai bine ca... Păi foarte bine, să ne-am comportat. Că încercăm să-i trezim și pe ceilalți. Da. E greu, la deal, v-ați comportat mai bine pentru că știți problema mai bine. Exact. Aveți dacă vrem să vă găsim, unde vă numai? Nu, nu.
online sau o programare, cum faceți? 0744. 0744. Da. Aia sunt la Sofia. 429304. Am dat un mesaj ca să vă pot răsuna, că altfel dacă sunați nu recunosc numărul. Am înțeles să vă întreb de carnea asta care este de 44. Asta spuneți în hormonie. Dar parcă ai impresia că sunt niște șerpi. Paraziți. 429. Eu cred că sunt infestări. Nu. Probabil. Acum există un, o tehnică în Occident în care echipatul se obține în ripături de celule în, în cadrul de animal. Vine măcelarul și spune vreau până săptămâna viitoare 2000 de ficați de porc. Haideți la o poză. Și se produce în laborator. Celule germinate. Haideți ca să facem poza.